Legea picnicului interzice populației să mai facă foc pentru grătare după bunul plac pe orice petec de iarbă verde. În schimb, obligă administrațiile locale să identifice și să doteze cu grătare zonele de agrement unde cetățenii își pot frige mititei grătarele și fripturile din carne. Până acum, noua administrație locală din Deva nu a avut timp să pună în aplicare prevederile legii. Din păcate, la momentul actual, în municipiul Deva nu există încă amenajate locuri specializate pentru ca cetățenii să-și facă și grătare, dar ne preocupă problema asta. Au fost identificate 3 locuri unde vor putea fi făcute grătare, dar nu la momentul ăsta. Ele urmează să fie amenajate de către noi. Dacă anul trecut administrația locală s-a făcut că nu vede grătarele ce fumegau în fiecare weekend pe platoul de la Bejan, anul acesta nu se mai acceptă nicio abatere. Trebuie să vină cu grătarele și mititei de acasă. Da, nu e vorba doar de zona de la Bejan, este vorba de orice fel de altă zonă verde. Așa cum se știe foarte bine, există o lege care nu permite să se facă astfel de picnicuri cu foc deschis. Oricine poate să meargă la iarbă verde cu grătarul făcut acasă, dar nu au voie să facă foc deschis. Pentru data de 1 mai, atenție tuturor cetățenilor, nu faceți mici și grătare în pădurea Bejan sau altundeva, pentru că riscați să fiți amendați de poliția locală și amenzile nu sunt deloc mici. În schimb, legea nu interzice ca firmele autorizate de către primărie să închirieze spații pentru amplasarea meselor și a grătarelor. Așa că de 1 mai, cine vrea mici proaspeți și friptură la grătar, trebuie să se înarmeze cu multă răbdare ca să facă față cozilor, dar și să-și burdușească bine buzunarele cu bani, pentru că plăcerile costă, nu?